Salutare prieteni, ce mai faceți, ce mai ziceți? Sper că sunteți bine și să sperăm că nu ne atacă aviația dinamică în timp ce discutăm despre știrile zilei. Și începem cu publicația Washington Post, care ne cam minte, mă gândesc eu, anunțându-ne că rușii și ucrainenii ajunseseră la un acord să nu-și lovească sistemele energetice. Adică rușii nu vor mai îngropa rachete în centralele ucrainene și ucrainenii nu vor mai încerca răbdarea centralei nucleare de la Zaporoje cu dronele. Bun. Înțelegerea a încetat subit în momentul în care ucrainenii nu și-au ținut promisiunea și au plecat cu elan spre centrala nucleară Kursk. Mă rog, un elan care între timp s-a cam dezumflat, dar asta este altă poveste. Așadar, e cert că ucrainenii vor face frigul la iarnă și e posibil ca rușii să retrăiască experiența fierbinte a ucrainenilor din Cernobâl. Brrr. Acum trecem la NBC, care spune că americanii știau despre planul de invazie a regiunii Kursk de peste un an de zile. Deci ucrainenii planificau manevra de ceva timp și bravo lor, au reușit să-și țină pliscurile. Bă, foarte ciudat, dar au reușit. Da? Căci până acum orice operațiune militară plănuiau, o afișau pe toate gardurile. Nu de alta, dar să afle și rușii și să se pregătească din timp. Da. Așadar, NBC vrea să ne convingă că americanii știau că urmează o aventură în Rusia, dar nu știau și detaliile. Și că nu ar fi plănuit chiar ei aceste detalii. A? Voi credeți treaba asta? Da. Băi, mi se pare ciudată apatia americană. Cum să auzi așa ceva și să nu ceri și alte informații? Eu, dacă aș fi fost factor decizional american, aș fi cerut detalii, fie și de curiozitate. Pă bune acum. Cum să auzi așa ceva și să bă, cum? Aș fi început. Stai, ce? Cum? În Rusia? Interesant. Pe unde intrați? Cu câți oameni? Când? Care e obiectivul final? Efectiv, nu m-aș fi oprit din întrebat. Dar americanii ar fi spus, conform NBC, ok, go ahead, până la ultimul ucrainean. Hai pe aici să vedem cum ne descurcăm. Ce este interesant la ucraineni, mă rog, la factorii de decizie din Ucraina, mă rog, la Zelenski, că ăsta este dictatorul și el decide de capul lui, asta când nu este strunit de americani, e constanța lui Zelenski. În fiecare an, Zelenski ne pregătește ceva să nu cumva să ne plictisim. În 2022 se răcește interesul pentru situația din Ucraina, pac, contraofensivă în Harkov și Herson. În 2023, iar este lumea plictisită, pac, contraofensiva de la Zaporoje. În 2024, iar este apatia concediilor, pac, ofensivă în Kursk. Ce va fi în 2025? Cine știe, poate Zelenski va da o ofensivă spre Minsk? Și în 2026, una spre Varșovia? Tot ce e posibil. Cu Zelenski ăsta e posibil orice. Și ajungem la The Kiev Independent, sau cum mi se spune, The Kiev Independent. Eu cam bâlbuiesc la independență când vorbesc despre Ucraina. O fi un semn. Așa, și acest Kiev Independent mi-a ieșit, citează agenția de monitorizare nucleară, aoleo, iar denumiri. Știți, agenția de monitorizare nucleară, sau cum Spanac se numește aceea, na? Care raportează că situația centralei nucleare din Zaporoje se deteriorează rapid. Ha, păi îi cred pe oamenii ăia. Centrale nucleare au tendința să se deterioreze când sunt sub
bombardament. Dă! Ce mai spune Agenția Sufletului? Nu ne spune, de fapt asta nu ne spune și mi se pare foarte important, totuși de unde vin atacurile respective. Ele pur și simplu se întâmplă și atât. Mi se pare un pic dubios. Hai pe aici că în partea cealaltă este zgomot. Bă, ar fi putut să ne spună, bă nene, centrala a fost lovită de o dronă venită dinspre est. Și atunci am putea deduce că au trimis-o ucraineni. Sau ar putea să ne spună, bă nene, rușii ăștia sunt nebuni și exersează aruncatul cu grenada la interior, da? În incint, printre reactoarele nucleare. A? De ce nu ne spune? Nu ar fi interesant dacă agenția asta a vieții ar spune următoarele. Ucraina, sponsorizată de Statele Unite ale Americii, încearcă să organizeze Europei un Chernobyl 2. Jucați-o pe asta, domnilor. Și pariu pe orice că dacă rușii și-ar fi bubuit singuri centrala, unul la mână ar fi reușit imediat că au centrala sub controlul lor și doi la mână, Agenția Sufletului i-ar fi dat imediat în gât. Serios acum. Tot The Kiev Independent, deci vedeți că lucrez cu materialul clientului, titrează. În timp ce ucrainienii din Kursk raportează un moral puternic, un moral ridicat, ucrainienii din Donbas nu văd luminița de la capătul tunelului, deoarece mulți și-au văzut camarazii căzuți pe câmpul de luptă. Comentariul meu. Ucrainienii din Kursk au moralul ridicat înainte sau după ce sunt luați prizonieri? Și altă întrebare. Moralul lor va rămâne la fel de ridicat în Siberia? Doar întreb. Trecem la altă știre. Prezentatorul unei televiziuni franceze, ceva publicație televiziune, nu mi-am dat seama ce, se uitau la un material video filmat în zona Kursk. Și un jurnalist sau comentator francez a remarcat simbolul S și S, deci 2 de S, pe casca unui soldat ucrainean din Kursk, în timp ce se uita la acest material. Și a spus cam așa, atenția la casca acestui soldat. Pare a avea un simbol S plus S pe ea. Poate fi emblema modificată a unei trupete de la Bata și anume Lionul Azov? Poate, cine știe. Nu e plăcut, a continuat el, să vedem asta pe casca unui soldat ucrainean. Continuăm imediat. Nu e plăcut să vedem așa ceva, acest simbol pe casca unui soldat ucrainean și mai ales în Rusia. Mie mi-a plăcut cum a încercat să o bage pe aia cu sigla Azov, de parcă noi nu știm că cele două sigle sunt la fel și știm și motivul pentru care sunt la fel. Și apropo, nea ziaristul francez sau comentator sau ce-i fi tu, welcome to 2024. Da? Abia acum ai aflat și tu cu cine se luptă ruși. Și trecem la Boris Johnson, favoritul nostru, care a scris un articol pentru Daily Mail, deși s-ar putea intitula și Daily Clown, deoarece Boris publică des acolo și, uite, vă citesc ce scrie. Ghilimele, uimitoarea incursiune din Kursk, sau Kursk, nu știu cum e în engleză, Amazing Kursk Incursion. Da, ca să o spun în engleză. În articol, agitatul nostru spune că Ucraina trebuie ajutată cu mai multe arme. Vechea poveste. Deoarece incursiunea din Kursk ne arată că poate câștiga. Băi, nea Boris, stai așa. Că, unul la mână, de ce incursiunea vieții ne arată că Ucraina poate câștiga când tu ne-ai spus în ultimii 2 ani că Ucraina câștigă oricum? Da? Și doi la mână, ce rezolvă o incursiune? Vreau și eu să aflu. Dacă voiau să fie puternici și bazați, se apucau de o invazie.
Da? Incursiunile sunt pentru fricoși. Și ajungem repede și la Germania, că începe să mardă telefonul în mână, așa, care nu mai are bani pentru proiectul Ucraina. Cel puțin așa scrie presa locală, probabil că și-au făcut ăștia buget pe acolo și n-au mai alocat bani și pentru... și pe, n-au mai alocat milă și pentru Zelenski, să spunem așa. Da? Nu că nu ar vrea să dea, dar nu mai au de unde. Bineînțeles, după ce au fost demilitarizați, au fost și falimentați. De fapt, nu neapărat falimentați. Cred că termenul corect este lefteriți. Da? Adică au devenit lefteri. Deci, recapitulăm. Demilitarizați, lefteriți și decuplați. Că să nu uităm despre umilința conductei Nord Stream. Aoleo, când va afla Zelenski chestia asta, se va supăra și va spumega. Încă n-a aflat-o, probabil, dar știți ce a aflat? A aflat că îi fac necazuri britanici. Da, este supărat, știu că nu vă vine să credeți, pe Marea Britanie. De ce? Pentru că britanicii nu îi mai trimit arme. De ce? Pentru că au fost și demilitarizați, exact ca nemți. Nu-i drăguț? Zelenski a spus ceva de genul, și încerc să citesc, da, așa mai pesărite. În trecut, UK avea un leadership mai bun, care trimitea mai multe arme. Acum leadership-ul și sprijinul britanic s-au zbârcit. Bine, el a spus-o cu mai multe cuvinte, dar... cum vă spuneam, nu stau să citesc în întregime lăcrămația eroului de buncă. Da? Și cred că prin real leadership, Zelenski se referea la Boris, cel care îl pupa pe verde piticot în știrea de mai devreme. Dragilor, asta a fost. Dacă v-a plăcut acest videoclip, bubuiți butonul like. Dacă nu sunteți abonați, abonați-vă. Da? Și vreau la închidere să vă arăt ceva chiar frumozic. Haide, pa, pa!